De puțin timp în spitalele din județul Hunedoara au început să fie administrate bolnavilor cu forme ușoare de COVID-19 doze de anticorpi monoclonali cu consimțământul acestora. O nouă tranșă de 198 de astfel de doze au sosit în județ, iar Direcția de Sănătate Publică le-a repartizat la unitățile spitalicești hunedorene. Iar specialiștii spun că acest tratament este superior celui cu plasmă de la convalescent. Am distribuit acești anticorpi monoclonali la mai multe unități de spitalicești din județ. Fiecare spital a administrat acești anticorpi. Vor fi 198 de doze, care la fel le repartizăm spitalelor. Și am luat legătura cu toate spitalele să le repartizăm astfel încât să nu rămână în stoc acești anticorpi, mai ales că sunt extrem de scumpi. Să ajungă la populație, să poată să ridice și presiunea de pe unitățile spitalicești și cetățenii, pacienții, pur și simplu să treacă ușor peste boală. Anticorpii monoclonali nu se administrează la formele severe de boală care necesită suplimentarea nivelului de oxigen, în cazurile în care au trecut mai mult de 7 zile de la apariția bolii și atunci când anterior s-a folosit pentru tratament plasmă, corticosteroizi, remdesivir sau imunoterapie. Dozele de anticorpii monoclonali se administrează doar la indicația medicului infecționist, iar prioritate au de principiu persoanele de peste 65 de ani sau cele cu diferite boli cronice care și-au dat consimțământul pentru acest tratament, au o saturație de oxigen mai mare de 93% și sunt în primele 7 zile de la declanșarea bolii. Interesant este faptul că tratamentul este solicitat de destule persoane nevaccinate, deși conține ARN mesager, exact motivul pentru care se refuză administrarea de ser anticovid. Rezultatele sunt foarte clare. Persoanele care au beneficiat de aceștia au stat la domiciliu și au trecut ușor peste boală. Ce este așa surprinzător, să spunem, știți că exista lumea, spunea că nu vor ARN mesager. Anticorpii monoclonali sunt pe aceeași tehnologie. Culmea, aceia care nu s-au vaccinat și spuneau că nu vor, acum cer anticorpi monoclonali. E în regulă că cer și îi administrăm astfel încât să fie tratați și să se vindece cât mai repede. Ele vin în pachet de câte 2 doze, sunt 2 flacoane într-o cutie și se administrează la un pacient aceste doze. Medicul infecționist decide dacă persoana respectivă se încadrează și îndeplinește parametrii necesari să poată fi administrat. Prezent la emisiunea La Subiect, difuzată de UNU TV Deva, Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, a precizat că tratamentul cu anticorpii monoclonali a dat rezultate la toți pacienții care au utilizat această metodă de vindecare. În principiu există o monitorizare de către medicul de familie, pentru că oricum persoana respectivă este monitorizată fiind la domiciliu, îi se administrează, stă la domiciliu și evoluția este favorabilă în toate cazurile, deci nu au fost situații în care să nu fie favorabil. În momentul de față, tendința de infectare cu COVID-19 în județul Hunedoara pare a fi una în scădere, incidența raportată astăzi fiind de 7,49 la 1000 de locuitori. Acest ritm ușor de scădere a cazurilor de COVID-19 în județul Hunedoara se înregistrează de 5 zile, iar acest lucru a făcut ca de marți 9 noiembrie satul Brănișca, unde incidența a scăzut considerabil, să iasă din carantină.